Bine v-am găsit, stimați telespectatori. Astăzi cei de la evenimentul mi-au trimis, știți că m-au declarat cel mai bun jurnalist al anului 2021. Eu zic că sunt al tuturor timpurilor, dar mă rog. Desemnat în urma votul și matricitorii Vedeți Capital, Ion Cristoiu mi-a trimis diploma asta. O să fac o la un moment dat, îmi trec în revistă diplomele, dar oricum mulțumesc, sunt mândru că evenimentul zilei pe care l-am condus, cititorii au rămas cât de cât, să spunem, consecvenți personalității mele. Ce am făcut azi nu trebuie să vă povestesc prea mult, eu o să vă spun, așa ca amuzant, sper că voi termina pe dată, dar în reportaj, cartea de reportaje prin Cuba lui Fidel Castro, am un reportaj senzațional, cea mai mare coadă la înghețată, cum am fost eu. În centrul Havanei este un mare complex Copelia de înghețată și acolo există înghețată subvenționată, era pe vremea lui Castro, am crezut că e pe vremea lui, și era că atunci când am ajuns la 2000 și ce nu știu cât, circula și dolarul, erau două monede, dolarul și aveam dolari, evident, nu știu ce era pesos al lor, da? Și aia pe dolari, la aia subvenționată, o coadă, dar erau veseli. Am înțeles că sunt vreo 33.000 pe zi. Bă, erau, cântau la chitară, se deau. Și acolo m-am uitat eu, ăia când intrai, deci ajungeai așa la niște gardieni așa și zicea, doi inși, pac, sau două perechi, două perechi și se duceau. Dădeau înghețata, aia la bar și ei se așezau doi aici, pac, mâncau înghețata și plecau. Dar erau veseli, mi-a plăcut extraordinar. Bă, zic, stai puțin, tot la coada asta era de o zi. Dar ei veniseră oricum, aveau de nu munceau. Mă rog, cum e, cum samba si, trabajo no. Și atunci am descoperit că alături, tot acolo în complexul la Ureaș, era și un loc pentru înghețată pe dolari. $1. Wow. Și erau cu înaintea mea câți aici cubanești care aveau făcut de dolari. Eu care eram din capitalism, aveam dolari. Puteam să cumpăr toată înghețată. Și am mâncat și o înghețată și uitându-mă din nou ca să mă uit pe reportaj, că l-am mai publicat, l-am stilizat și am descoperit, căutând în interviurile lui Castro ceva, am descoperit că el s-a referit în dese rânduri la înghețata Copelia pe care am mâncat-o, am devenit mândru, băi, am mâncat-o. La un moment dat a vorbit și de faptul că înghețata Copelia, asta că ea e faimoasă, complexul Copelia, dar înghețata cubanezii, faimoasă, nu știu, are 24, 25, 26, 40 de arome, feluri. Și el spunea că e cam, are multă grăsime. Castro avea o problemă, că să nu mai îmbute în grașe cubaneze. Și după zic, uite bă, și pe asta am citit că ăla, complexul ăla, Copelia, e unul dintre cele mai moderne din lume, într-adevăr, cu farfurii, cu ăla, bă, zic, uite mă, am mâncat înghețată, numai că am mâncat înghețată pe dolari. Am mâncat înghețată Copelia, citată de Castro mai multe rânduri, fiind mândru că produce înghețată cubaneză, că e cubaneză. A zis că înghețata e mai bună că cea americană, are el un discurs, mi-a plăcut, așa este. Bună! Și, în al doilea rând, faptul că am mâncat chiar la Copelia. Bă, am zis așa, apropo de ce să fac și eu, pierd timp, om bătrân. Bun. Să avem primul punct, este pandemia. Dumneavoastră, deci, încep. Eu m-am vaccinat și cu a treia printre primii, și cu prima și a doua, și cu a treia printre primii. Imediat cum am făcut, m-am vaccinat. Bun. Părea chiar că e pe pile, că atunci la început știți că era o goană să te vaccinezi. Sunt gata să mă vaccinez și a 4, și a 5, și a 6, și a 7 oară. Bun. Am 74 de ani, mai lucru nu mi se poate întâmpla. Oricum nu-mi cresc coarne, ca să glumesc așa, să mă refer la teorie conspirației până voi muri. Port mască. Nu acum, că nu o văd. De totdeauna, când intru într-un magazin neesențial, Am un moment stânjenitor, că eu încerc să caut pe ăla care să mă controleze la... Nu mai țin, se mai controlează certificatul ăla verde. Deci înainte de a intra, scot ăsta, telefonul, caut pe galerie acolo unde am ăla QR-ul sau ce-o fi și intru călășă și intru și încerc să zic. Și ei se ridică unul pe undeva, dacă era, nu știu, unul din vânzători și zice: aoleu, asta ne mai trebuie acum, vreți să vă verificăm, nu vă putem verifica. Eu sunt mândru, dar apropo, deci sunt un om care, și ce mă, le respect. Și mască, nu textilă. Faceți, am fost în Germania și la Heidelberg era o stradă în aia plin, eu și Doina care poartă mască, cred că și dacă duce în cosmos poartă mască. Așa, bine că nu poartă când doarme, ea e mult mai prudentă, Dar eu vă spun un lucru, eu nu mai înțeleg nimic. Mintea mea, care e minim rațională, nu e rațională, cu facultatea de filozofie, logică, nu înțeleg nimic. Deci dacă vă uitați în zilele acestea, vă trebuie pe noastră omenești, noastră înțelegeți, e ceva sigur în legătură cu virusul ăsta. Deci nu numai cu vorba Dana Budeanu, că nu se știe nici cum s-a produs. Păi cum dracu să găsești vaccin, leac pentru ceva care nu știi ce e, e din animal, e de la lileag la om, de la pește la om, de la om la om. Nu, e produs în laborator, nu se știe. Bun. Și de exemplu, șeful unul de la Organizația Mondială, deci așa, Omicron, vin unii și spun, specialiști din fertători, domnule, Omicronul va fi imunitatea aia de turmă, gata, e atâta de vine de la Organizația Mondială Sănătății. Nu, Omicronul e periculos. Nici la noi, nici în alte țări n-am auzit să geamă spitalele. Singurul care l-am auzit interesant și sunt de acord, este cineva din Italia care a propus, nu știu dacă e oficial sau medic, următorul lucru. Băi, oameni buni, terminați cu raportările astea de oameni care sunt infectați. El spunea un lucru, bă, da, în România îți cântesc piciorul, nu știu, să zicem 1000 de inși într-o zi. Sau îi doare ca, uite, asta sau le curge, înseamnă că trebuie să-i raportăm. Nu, părerea mea că ar trebui raportăm, de-aia se creează imaginea asta, 1.000.000, 100.000, bun, trebuie să se raporteze oficial numai cei care au ajuns la spital. Și îi raportăm și pe aia cu gripă. Mie îmi curge nasul de 1 an, de 2 ani. Înseamnă, eu aveam un micron de înainte de a apărea COVID-ul. Deci, din punctul acesta de vedere. Și atunci, sau care sunt la atins, sau care au murit de COVID. Astea sunt cifrele statistice. Restul, cât s-au îmbolnăvit, fac testări și mai ales că se depinde de testări. Noi nu facem testări, deci noi nu avem oameni infectați. Nu mai spun... În România, bine, în România nu țin nimic, pentru că noi sunt ăștia amatorii care sunt purtătorii de cuvânt. Dentista, ăla, jurma, psihiatrii, medicii veterinari, cizmarii, șefii de autobază, cine vreți, tractoriști, bucătărețele, toți sunt specialiști în vaccinare și ne îndeamnă să ne vaccinăm. Dar, oficial, aș vă da un exemplu. Deci, anul trecut, mai țineți minte, tema numărul 1 a oficialilor din România și din lume a fost aceasta. Copiii nu se infectează. Așa au zis. În sensul că nu fac forme grave și chiar se și vorbea la grădiniță, la ăla, că nu fac. Acum vine un domn, ați auzit de el, Raed Arafat, da? Oh, când aud ăla îmi vine rău. Numai când aud numele lui. Și el declară aseară că a citit el un studiu. Toată lumea știe studiu. A citit. Deci, Raed Arafat este felcer. El nu a profesat niciodată medicina. A terminat încoată, repet, facultatea de la Cluj, ca student străin, foarte important, nu arab, străin. Student străin, înainte de 89, știm noi cum termina. Bun. Și a terminat terapie intensivă și n-a practicat o zi. Bun. Și el acum invocă un studiu care a apărut la Centrul de Control al Bolilor din Statele Unite, care corelează infectarea la copii cu apariția unui număr mai mare de copii cu diabet de tip și zice, băi, vaccinați vă copiii că să facă diabet. Și o serie întreagă de mame din România care sunt așa panicate s-au și gândit că cum să facă diabet. Deci care este argumentul lui Raed Arafat? A citit un studiu. Păi, studiul citim și noi altele. Deci nu înțeleg de ce am nevoie de un om comunicator oficial care nu e specialist în domeniu și care să-mi transmite mie că el a citit un studiu. De citit știu și noi, o știu chiar mai bine decât el. Am citit, bun, și încă o dată, anul trecut, ei și el, chiar el spunea, Raed Arafat, 30 mai 2021, chiar dacă copiii nu fac boală sub formă gravă, îi transmit. Deci, acum nu fac boală. Deci, stimați telespectatori, pe corpul meu pot să fac un experiment, da? E dreptul, orice vaccinul este un medicament, da? Deocamdată este experimental, deocamdată nici ei nu știu. Pentru că ăștia acum de la Organizația Mondială a Sănătății spun că, domnule, nu, a treia doză nu mai e bună. Bun, poate că e bun, dar deocamdată experimental. Eu dau dreptul oricărui cetățean să nu-și să-și apere corpul. Eu nu mi-l apăr că au 74 de ani, oricum voi muri, nu peste, adică nu o să trăiesc ca Șora sau ca Noe. Bun. Și că eu sunt așa, adică sunt cam într-o doagă, nu prea zic, băi, și ce o să mi se întâmple? Dar sunt oameni mult mai prudenți decât mine cu corpul lor și care îi spun și eu îi înțeleg următorul lucru. Bă, de ce să mă arunc eu în râpă? Cum adică? Adică, dacă m-am îmbolnăvit, chiar de COVID, dacă m-a lovit mașina, dacă am făcut un accident, e responsabilitatea mea, da? Dar eu, pentru că zic ăștia de la guvern să mă vaccinez când am îndoieli, foarte multă lume nu e antivaccinist, nu mă refer la ea care luptă împotriva vaccinului. Nu vor să se vaccineze și nu vor pentru că poate că se tem mai mult decât mine de corpul lor, da? Eu nu mă tem, de că, mă rog, sunt de la țară și zic, bă, cum a zis, e Dumnezeu. Dar poate sunt foarte mulți oameni care spune, bă, dar de ce? Dar de ce să învâre un corp ceva care mi-e teamă să văd? De aici o cauză. Repet încă o dată, e un balamuc total, mă, da, total, n-am pomenit în viața mea așa ceva, nu mai știi. Dacă vă întreb, dacă spuneți-mi și mie, vă rog, un singur lucru sigur despre pandemie, despre virus și despre vaccin. Unul sigur. Anul trecut ne-au spus așa, principalele victime sunt bătrânii. Oh, mă țineți minte că ne-am vaccinat printre pe bătrâni, sunt bătrâni. Bătrânii și eu cu comorbidități. Acum noi am dispărut, ați observat? Ba, ne spuneau că nu ne dau voie afară. Bă, să-i apărăm. Adică, de ce noi nu mai suntem periculoși? Că n-am murit sau că am supraviețuit. Acum, după asta, a venit o etapă în care erau tinerii, numai tinerii. Băi, dracul, bătrânii nu mai erau, noi. Și acum a venit o etapă că sunt copiii după Raed Arafat. O să vină următoarea etapă că sunt copiii din burțile mamei. Și nu se poate așa ceva. Adică, repede, mai țineți minte. Deci, în materie ne se spunea că noi suntem bătrânii principalele victime. De-aia, mă, și pe baza asta m-am vaccinat. Și de 3 ori. Bun. După asta, nu mai suntem în pericol. Ați observat? Nu mai vorbește nimeni de bătrâni, da? Se pare că noi acum suntem mai imuni decât tineri. După asta au venit și acum chiar decât copiii. Anul trecut copiii erau mult mai imuni decât tineri, decât noi. Bă, poate să ne spună, atâta rog, bă, pe planeta asta, unde este Organizația Mondială a Sănătății, niște funcționari care au apărut, mă, nu se poate stabili 2, 3 adevăruri. Omicronul, ba, e devastator, vine aia din Grecia și spun, bă, nu e imunitate, nu. Vine un altul, Organizația Mondială a Sănătății, bă, nu cumva să. Păi, nu sunt aceiași medici, nu sunt aceiași specialiști. Bun. Asta am zis în legătură cu ce v-am spus. Nu sunt antivaccinare. Dacă mă întreabă cineva, îi răspund. Nu am din ăsta nici antivaccinare, nici provaccinare, nici anti. Nu consider că e dreptul meu să conving un om este dreptul lui. Dacă cineva mă întreabă, spune, mă doare capul, ce să iau, eu nu-i recomand medicamentele mele pentru că e corpul lui și nu vreau să răspund pentru el. Nu știu. Fiecare din noi avem o chestie deosebită și nu vreau acum nici să spun să nu se vaccineze, nu. Eu la un moment dat am consumat diazepam, am mai povestit, și am făcut dependență. Teoretic diazepamul nu-i nicio problemă. Atât de mare încât m-am internat la spital și au trebuit să mă dezintoxice. Aveam din alea, mi-am dat seama că nu fii consumator de droguri. Că eu la un moment dat, nu știu, mi-a zis o stomatologă, că, doamne, nu-i bun diazepamul, eu consum, face dependență și în stilul meu a zis, gata, din această noapte nu mai consum. Ai de mine! Vâjea urechile, auzeam zgomote. Și atunci mi-am dat seama ce înseamnă să fii toxicoman. Bun, algocalminul se dădea până nu de mult, fără rețetă, acum nu se mai dă. De ce? Căci că nu se știe. Deci, din punctul acesta de vedere, nu știu ca efecte în... Deci, acest vaccin este experimental. Bun, acest vaccin nu a trecut proba timpului, bă, au trecut 10 ani de, de la vaccinarea primului om și nu s-a întâmplat nimic cu el. N-a trecut. Dacă n-a trecut acest examen și n-a trecut acest examen, eu nu mă refer încă o dată la efecte imediate. Sunt și efecte imediate. Mă refer la în timp, nu știu. Este un vaccin bazat pe alt principiu decât cel clasic, care era de gen Pasteur. Punem acolo virus și electrice. Este ceva cu modificări la nivel de întreg trup, nu știu. Am zis din sensul ăsta. Bun. Astăzi a fost la Cotroceni o ședință, o sindrofie pe care vă că a înjurat-o toată lumea, mai de capul lui Iohannis. Nu știu, s-a lansat, ce vă spuneam aseară, raportul privind expunerea, că au tras cu Google, expunerea elevilor la informații. Expunerea este peorativă, adică nu poți spune expunerea la informații pozitive. Expunerea e la lucruri negative, la soare, la vânt, la pandemie. Și hai să vedeți, din festivitate, am reținut următoarea secvență. Bună ziua, Excelența voastră, domnule președinte al României, stimate domnule prim-ministru, domnilor miniștri, excelențele voastre, distinși invitați și organizatori, dragi colegi. Numele meu este Ligia Deca, sunt consilier prezidențial pentru domeniile educației și cercetării și îmi face o deosebită plăcere să fiu moderatoarea primei părți a evenimentului de astăzi. Acesta marchează lansarea raportului cu titlul Educația privind schimbările climatice și mediul în școli sustenabile, elaborat de grupul de lucru dedicat, înființat la administrația prezidențială în anul 2021. Raportul este deja pe site-ul prezidenții.ro, pe prima pagină, și poate fi accesat prin QR code-ul de pe ecran. Atenuarea schimbărilor climatice și protejarea mediului înconjurător sunt obligatorii pentru un viitor sustenabil. Deloc întâmplător, tinerii sunt principalii parteneri în acest drum pentru a construi o Românie rezilientă și verde. Vă invit așadar să ascultăm împreună pledoariile lor pentru importanța discuției noastre de astăzi. Responsabil pentru viitorul nostru. Din cauza încălzirii globale și a poluării, mii de specii de animale și plante dispar în fiecare zi. Totul începe la educație. Dacă am învățat la școală să avem grijă de propria planetă, am putea să o salvăm. Este necesară implementarea unei noi materii despre educația climatică. Este esențial ca educația privind schimbările climatice să nu fie introdusă ca o disciplină separată, de sine stătătoare, ci să fie integrată în cadrul disciplinelor existente, cum ar fi științele, educația civică, geografia, istoria și artele. Pentru mine, educația legată de schimbările climatice înseamnă un pas înainte. Un pas înainte către o planetă mai sănătoasă, către rezolvarea încălzirii globale și către un viitor mai bun pentru noi toți. Educația climatică trebuie să-și găsească locul ca materie obligatorie în ciclul secundar de pe glob. Elevii vor să știe mai multe despre prezentul și viitorul lor. Schimbările climatice reprezintă o problemă alarmantă cu care societatea noastră se confruntă în momentul de față. Educația privind schimbările climatice ar trebui să fie o materie școlară, deoarece schimbarea începe prin educarea tinerii generații, care reprezintă viitorul. Trebuie să învățăm să dăm mai departe informațiile pe care le știm deja la ceilalți, dar mai ales trebuie să învățăm să fim responsabili, să ajutăm această planetă. Școlile și profesorii trebuie să le ajute pe elevi să înțeleagă care sunt provocările cu care ne confruntăm zilnic, punându-le astfel la dispoziție filme, cărți, prezentări, proiecte care s-ar desfășura atât național cât și internațional, toate având ca tematică schimbările climatice, cât și întâlniri cu persoane care activează în domeniu. Pentru mine, educația privind schimbările climatice reprezintă informarea populației cu privire la aceste probleme. Cetățenii trebuie să înțeleagă ce sunt schimbările climatice, din ce cauze se produc și cum putem lupta împotriva acestora. Informațiile trebuie să fie actuale și adevărate. Am învățat la școală că societatea umană s-a dezvoltat bazându-se pe progresul tehnologic. Tehnologia de care dispunem acum ne permite să asigurăm acest necesar, dar în multe situații influențăm radical mediul geografic natural. De exemplu, prin emisii de noxe și gaze cu efect de seră, care vor genera în timp anumite modificări climatice. Este foarte important ca noi să învățăm să trăim în armonie cu natura și spun da educației pentru sănătatea Pământului. Sunt responsabili pentru viitorul nostru. Mulțumim și în continuare am deosebită onoare să-i dau cuvântul excelenței sale, domnului Klaus Iohannis, președintele României, în calitate de gazdă, pentru a deschide oficial acest eveniment. Domnule președinte. Mulțumesc pentru introducere. Domnule prim-ministru, domnilor miniștri, stimați membri ai corpului diplomatic, stimați membri ai grupului de lucru, doamnelor și domnilor, întâi de toate, mă bucur să văd cât de dornici sunt copiii pe care tocmai i-am ascultat cu toții să avem, în sfârșit, și în sistemul românesc de învățământ, cursuri dedicate schimbărilor climatice și mediului. Îi felicit pentru implicare și îi îndemn să nu își piardă entuziasmul. Educația, protecția mediului și combaterea schimbărilor climatice reprezintă teme prioritare pentru mandatul meu de președinte. Bun. V-am spus... În primul rând că e o moderatoare, consilier, dai seama, și ai o căciulă de bani, mașină, consilier. Bun, moderator. Ea prezintă, ați văzut mai înainte, filmulețul ăla de aseară, care dacă v-ați revoltat acum, toți copiii citesc un text, da? Îl citesc, au fost puși. Bă, ce spune, mă, Klaus Iohannis? Bă, e normal. Klaus Iohannis ne spune, mă bucură să văd că și copiii sunt de acord. Păi el le-a pus. Bă, Doamne, bă, nu înțelegeți. Deci, a făcut un clip, ei, administrația prezidențială, cu niște copii care au fost puși să spună. Pentru că se vede că citesc, da? Și el vede în asta, este, zice, bă, însă s-a confirmat, zice el, sunt bucuros că copiii vor. Pica și cum Ceaușescu și cu tovarăși ar fi zis, bă, suntem morți de bucurie că copiii spontan ne-au cântat Plugușor, băi, că nu le-a cântat, că îi puneau oia de la pionier să cânte Plugușor. Adică chiar așa mă las-o dracului, adică repede, Ceaușescu spunea. Eu cred că Ceaușescu spunea, bă, ai văzut, mă, toată presa e plină de elogii la adresa mea, nu, de scrisori ale oamenilor muncii și telegrame care spun că-s mare și tare și mă iubesc. Bă, mă iubesc poporul. Păi nu erau aranjate. Așa și din coace. Filmulețul ăla a fost aranjat de administrația prezidențială, prost aranjat. Copiii nici nu înțeleg ce spun și se vede că citesc. Nu pot să iau filmulețul ăsta, eu, Dita mai omul, președintele de Republică cum el, și să-l consider o dovadă că copiii din țară vor aia cu clima, da. Bun. Vreau să vă spun acum un lucru foarte serios și să mă adresez pe această cale Danei Budeanu, cea care tot pledează să fim și ea și eu înscriși între climatologi. Eu am un cunoscut, pe care nu spun prieten, că n-am prieteni, domnul Octavian Mitu, pe care le știu de pe urmea zigzagului. El a fost patron la zigzag, mă rog, cetățean și așa. Și el este consultant politic. Eu nu sunt politician, dar cam în fiecare zi mă sună și că se uită la pastila asta mea, probabil că în calitate de consultant politic. Bun. Și azi, că nu s-a făcut încă a doua zi, marți sau cum? Miercuri sau cum? Când e, mă? Azi a fost marți? Ce zi m-a fost azi? Doamne, maică, domnule. Azi a fost marți, mă! Doamne, am uitat, eu credeam că a fost luni. Am uitat, probabil că nu mai aveam emisiune la Cristache. Bun. Și el mi-a spus, a văzut povestea cu că eu vreau să fiu împreună cu Dana Budeanu, climatolog, și mi-a spus următorul lucru și eu am fost convins rapid, bun, consilier politic. Dom'le, problema este, a văzut el pastila aia cu omul de Neandertal și a zis, dom'le, eu zic că dumneavoastră trebuie să, după ce vă se și aia de cu Turcieni, a zis și dumneavoastră și Dana Budeanu, nu mai aveți loc pentru că climatologii s-au înscris de anul trecut și lucrează. Și atunci mi-a dat ideea, domnule, noastră trebuie să fiți noi climatologi. Da. Deci, Dana Budeanu, stimată Dana Budeanu, mă adresez domniei voastre pe această cale. Vă propun să renunțăm la a face parte din climatologi care sunt vechi, bătrâni, desuieți și să devenim noi climatologi care trebuie să fie mult, mult mai radical decât climatologii. Pentru că climatologii, dacă ați observat și la Cotroceni, sunt așa, fac reforme pe jumătate. Sunt un fel de PNL în raport cu USR când e vorba de reformele în justiție. Ori USR-ul spune nu, fie arestați toți. Așa. Deci, eu propun, eu mă înscriu, mă anunț, nu știu, Dana Budeanu, trebuie să vadă, mă adresez pe această cale, să devenim noi climatologi. Noi climatologi sunt cei care, repet, spre deosebire de vechi climatologi, ăștia de la Cotroceni, de Iohannis, de cei care au participat acolo, până și de Greta aia din Suedia, ăia sunt vechi climatologi, nu sunt radicali. Adică că să, nu știu ce, să stingem lumina, să nu avem centrală. No. Noi climatologi propunem reforme radicale. Și scopul acestei organizații de noi climatologi, care vrem să fim radicali, să tăiem nodul gordian, este resetarea istoriei omenirii. Cum? Să întoarcem omenirea la punctul zero, punctul în care noi eram în peșteră. Nu era lumină electrică, nu erau mașini, nu erau vite să consume, să se balege și nu știu ce să facă. Deci, iar din cauza că omul n-avea chiloți, n-avea pantaloni. De ce? Dacă ar fi avut pantaloni, pantalonii presupune energie electrică. E din atmosferă. Bun. Cum era natura pe vremea aia? Atmosfera, clima, era virgină. Și omul sălbatic, care era în peșteri, se înscria în clima respectivă, da? Ori, noi trebuie la ora actuală, vă spun, ascultați că e foarte interesant. Doamna Dana Budeanu, care se preocupă de climă, să fie atentă la ce spune. Deci, problema este că, potrivit climatologilor, clima, atmosfera asta, pământul, natura asta, am stricat-o noi. Cum am stricat-o? Făcând mașini, făcând istorie, da? Problema este că la începuturile istoriei omului, la începuturile omului, nu era, deci clima era neatinsă, natura era virgină, lacurile erau albastre, râurile șoșoteau așa, peștii făceau așa, ați văzut, erau oia, dinozauri, copaci. Pentru ca să poată, deci măsurile care se iau acum de către Uniunea Europeană și de către inclusiv de Iohannis sunt, cum să zic, o frecție. Pentru că nu vor reuși să vindece natura. Și atunci cea mai bună soluție este asta. Resetăm istoria omenirii, ne întoarcem toți la momentul în care nu era lumină electrică, nu era benzină, nimic. Și reluăm istoria. Vorbesc serios. Taca, dar în timpul ăsta când se rea istoria, în timpul ăsta natura se reface. Pentru că ne mai fi în mașini, ne mai fi în trenuri, ne mai fi în căruțe, ne mai fi în vaci, ne mai fi în erbicide, ne mai fi asta, natura se va reface ca un om care nu mai e pus la încordare. Deci, încă o dată, noi climatologi considerăm că climatologii care sunt vechi practică nu reforme, practică niște... n-au curaj și noi propunem reforme radicale și principala reformă este resetarea istoriei umane. Ne întoarcem la începuturi, când lacurile erau albe, țineți minte, foiau pești și din când în când omul primitiv prindea unul cu mâna, da? Nu mai spun că nici nu putea să, dacă și când vâna, îl mânca tigru sau îl mânca lupul sau îl mânca, adică și până dobora el un bou, o din ăla, un oleu, da? Pe când acum ce-am făcut? Având arme, au murit animalele. A venit momentul când resetăm, animalele să crească, să nu le mai putem, vom fi vânători la vremea respectivă cu parul. Atâta. Cu parul nu poți să omori specii întregi. Între timp se vor mulți lupii, urși, șerpii, broaștele, peștele, țânțare, cu tare vor crește mult. Ne vor mai mânca și pe noi un pic și nu o să mai creștem așa de mult și în felul ăsta omenirea, natura se va reface. Așa? Deci asta este soluția pe care o propun, nu știu ce vrea Dana Budeanu, eu unul devin nou climatolog. Și în sensul acesta vreau, nu climatologul, i-ați văzut de acum. Tante aia care a ținut raportul, Iohannis, nu. Și nu, locul a fost ocupat. Da, bun. Un alt subiect discutat astăzi, adică pe 11, că acum e 12, a fost creșterea uriașă a facturilor la energie. Nu vreau să vă spun, n-are nici rost să povestesc economicește, că vă dați seama că să cresc toate prețurile. Bun. Eu, de gata. Acum am becurile astea, luminile astea, trebuie să găsesc o soluție să nu mai fie atâta lumină că consumăm energie. Dracu știe că te-mi vine și mie. Bun. Apropo, vă dau o veste. Nu știați. Mă sună directoarea mea de la editurii, care lucrează în media, că a trimis cartea mea la tipar și zice, avem o problemă, nu am pus decât 1100 de exemplare, pentru că s-a scumpit hârtia. Uleu, de cum, dracu? Eu acum am descoperit, dacă făceam ziar tipărit acum, iar trebuia să-i măresc prețul. Uite, acum am descoperit și ăla, s-a scumpit hârtia. Și că rău. Probabil că se consumă energie, da. Eu cum s-a ajuns la criza asta, nu o să înțeleg niciodată, a energiei, da, mă rog. Și astăzi a fost o preocupare la guvern și premierul i-a invitat pe niște tipuri, nu știu, care se ocupă de energie. Și iată, la sfârșitul acelei întâlniri a ieșit Ciucă să vorbească despre o problemă reală, creșterea facturilor la energie, ce mai să... Ia vedeți cum a început el. Bună ziua! Am convocat astăzi o ședință cu ministrii finanțelor, energiei, agriculturii, antreprenoriatului și turismului, mediului și președintele ANRE pentru a stabili noi măsuri de protejare a populației și a întreprinderilor de efectele creșterii prețurilor la energie. Românii au nevoie de garanții privind corectitudinea facturării consumului de energie electrică și gaze naturale. În același timp, sunt necesare și măsuri de sprijin pentru companii în această perioadă dificilă generată de creșterea prețurilor la energie. Aceste măsuri vor contribui la creșterea rezilienței economice și la menținerea locurilor de muncă pentru români. Pentru garantarea eficienței măsurilor de protecție a cetățenilor, consumatori casnici, urmează a fi refăcute facturile care nu au respectat plafoanele reglementate. Păi, oameni buni, încă o dată, este vorba de o... Nu. În editoria lor, care l-am acum cu cel mai mare breaking news, comentez mesajul adresat națiunii de către Kennedy pe 22 octombrie seara la ora 19 în legătură cu criza rachetelor. Nu se vede că au înregistrat, dar clar că a citit, pentru că era... A citit pentru că era un text care nu puteai să îl improvizezi, că fiecare virgulă însemna război mondial, și care însă și fusese trimis oficial ambasadorului Dobrini, cu o oră mai înainte, care era ambasadorul URSS la Moscova, la Washington, și deci nu se putea. Dar în cazul de față, ce avem, mă, oameni? Vorbește de facturi la energie, mă puneam cu mâinile, bă, uite care plan. Doamne, parcă anunță că trecem prutul. Parcă anunță că am câștigat independența. Deci eu vă spun, citesc aproape că le știu pe drept interviul lui Castro. Păi rămân fascinat de spontaneitatea lui. Este un discurs, ține un discurs, cred că prin 9 ianuarie 69, și vorbea, nu știu ce, cu el vorbea liber, evident. După asta îi se transcria. Deci Castro niciodată nu și-a scris înainte discursul. Întâi vorbea și se spune în interviurile sale că avea o problemă. Când le transcria, nu îi mai erau așa. Deci el nu le transcria înainte. Adică nu le scria înainte, să zici că, bă, măcar ideile le-a citit. Bun. Și la un moment dat... În mulțimea aia apare o tipă de la Crucea Roșie a lor cu o salvare, cu o targă, leșinați una. Castro, din discurs, zice, a, ți aduceți, mă, o targă, că tot vorbeam de sănătate. Și după ce pleacă aia, zice, să știți că la o manifestare populară nu moare nimeni, da? Bun, și spre final se apucă el Castro ceva cu grăsime, avea o temă, apropo, că... Dacă să nu mănânci gras, că nu știu ce probabil să facă economie. Păi și din mulțime, repet, din mulțime se ridică un nene. Moș cu tare. Ce eu consum grăsime. Castro nu zice, a, dar cine? Aoleu, zice Castro, dar cine ești? Păi zice, sunt moș cu tare, de nu știu unde cu tare, nu știu din ce provincie. Zice, a, Castro, știu. Și cum adică nu consum bădicul? Până și începe un dialog de vreo 2-5 minute, care ar fi, da, cu ăla, că ăla, că povestea că el mulge vaca, dar repet, care se încheie genial. Pionieri, zice, pionier de mulțime, zice, Fidel, că așa spune, nu tovarășe, Fidel, ai zice că te așteptam la orfelinat, nu mai sta. Și Fidel zice, ca să zice, a, da, mă, ce, da, aveți dreptate, m-am promis că vin la timp. Uitați-vă, mă, la ce-am zis eu și la omul ăsta, bărăște de facturi. Nu e vorba de declararea blocadei în jurul Cubei, da. Bun. Tot asta m-a sunat, că mă sună Ion Cristoiu, care încă e într-un soi de concediu, așa, și zicea că când se mai odinește un pic, facem rubrica aia, emisiunea Cristoiu și Cristoiu, el e bun la din ăsta, și zice, eram în mașină și am auzit pe Virgil Popescu, care vorbea de criza, de problema facturilor la energie, și zice, se plângea de parcă nu era ministru. Ia să vedeți ce a zis Virgil Popescu, ministrul energiei, care răspunde de energie. Am spus-o și aseară, o să spun tot timpul, sunt furnizori care nu au trimis facturi neplafonate și necompensate și practic putem spune că de ieri marii furnizori, toți marii furnizori au început să trimită facturile în mod normal. Noi avem datele preliminare după ce ei au trimis facturile și probabil că acest lucru s-a făcut în urma sesizării mele către ANPC și în urma controlului care este încă în desfășurare. Sunt și eu foarte curios să vedem exact. Din datele care le-am până acum, un singur mare furnizor a fost pregătit în așa fel încât până în data de 15 decembrie a emis facturile așa cum trebuie și așa cum scrie în lege. Deci ați observat un lucru, ați văzut. Omul vorbește de parcă Grindeanu, vorbește despre faptul, despre problemele Ministerului Transportului, ca și cum el ar fi cetățean, vorba lui Cristache, bă, lasă-ne și nouă dreptul. Adică ei se plâng că nu pot să facă nimic, păi atunci ce povestește mie acum Virgil Popescu, că de ce nu luăm măsuri, că nu știu ce, că au făcut marile companii. Deci ați văzut de la moda asta. Dar aia este, cea mai tare este asta cu stă el țeapănă așa, ăsta ciucă, bă, vorbea de facturi la energie, bă, nu anunța, nu știu, proclamarea Republicii. Bă, nu poate să-i spună omul să nu poate fi fire, vorbește, nu-l cunosc. El când se duce acasă, om, da, și zice, ar vrea să mănânci o tocană. El ce face? Ține așa și tare scrie pe prompter. Stimată tovarăș, stimată doamnă soția mea, aș vrea să mănânc o tocană, deoarece mie îmi place foarte mult tocana și tu ești o bună gospodină și eu te iubesc. Nu pot spune normal. Adică, bă, au crescut facturile, ne-am întâlnit cu ăla. Nu mai ține. Mulțumesc, la revedere.